Vă salut, dragi prieteni, și am auzit și eu, am citit la știri despre tragedia aceasta de la Căușeni, unde atunci când a căzut zăpada, când a fost viscolul ăsta acum mare, au fost prinși de zăpadă în mașină acei oameni care au cuplu a murit acolo la Căușeni. Asta pentru cei care sunteți din România și nu știți ce s-a întâmplat. Deci oamenii aceștia, mașina s-a oprit în câmp între două sate și zăpada creștea, ei au apelat mai întâi la o rudă, ruda au venit din sat, au încercat să ia de acolo, dar nu puteau să ia pentru că mai avea o pasageră care era bolnavă și nu puteau să ia pasagerul acela bolnavă, că a venit cu calul. Și bine ar fi fost dacă o luau măcar pe cal, cumva. Dar oamenii au apelat la 112, așa este la noi serviciul de urgențe pentru ajutor, serviciul de gardă. Și iată, au apelat de multe ori. Cei care au recepționat apelurile acestea tot le-au pasat de la unii la alții. În cele din urmă, ultima a fost seara, au spus că au primit informația, oamenii așteptau să vină, zăpada a căzut, s-a ridicat foarte mare, la înălțime de 2 metri, așa că n-au mai putut oamenii ieși din mașină și au murit acolo două persoane. Deja prim-ministrul nostru a cerut demisia directorului de la serviciul 112, serviciu pentru situații de acestea excepționale, pentru urgențe, și prim-ministrul nostru spune: am constatat că oamenii aceștia se ocupă doar de pasarea informației. Adică primesc informația, o transmit la alții și nu întreprind nimic. Este un lucru grav, o realitate gravă care cere să luăm niște lecții de aici. De fapt, mă gândesc de unde se trage realitatea asta. Bineînțeles că oamenii nu au cunoștință de Dumnezeu, nu au dragoste pentru Dumnezeu și nu au nici dragoste pentru aproapele. Și de multe ori se întâmplă că din copilărie omul este educat că să crești mare, să găsești o specialitate unde să faci bani mulți, să ai bani destui, dar nu asta este cel mai important la lucru omului, la lucru fiecărui din noi. Acolo unde mergem noi la lucru este important să le slujim oamenilor. Când l-au întrebat pe Domnul Iisus care este cea mai mare poruncă din lege, Domnul Iisus a spus două. A spus prima: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Acestea sunt cele mai importante lucruri. Toate în viață trebuie să fie ghidate, toate lucrurile trebuie să fie direcționate de aici, să-și ia motivația din aceste două porunci. Dar atunci când îl învățăm pe copil că trebuie să-ți găsești un lucru plătit și motivația cea mai mare la serviciu este banii, și dacă îi dau bani, face lucru. Dacă îi plătesc puțin și cu părere de rău, mai ales la serviciile acestea de stat sau care sunt, se plătește puțin, și atunci dacă plătește puțin, tot așa rău își face munca. Sau, de exemplu, dacă ești profesor și îți plătește puțin, te duci să ai citit lecția și nu-ți pasă ce va fi în viitor, ce va fi cu copiii ăștia. Nu, așa nu se poate. Trebuie să ne schimbăm atitudinea aceasta. Locul de muncă este pentru a-i sluji pe oameni. Și iată, mă gândeam și eu la toată situația aceasta și mi-au venit în minte două versete din Scriptură pe care vreau să vi le citesc. Primul din ele este scris în Cartea Proverbelor lui Solomon și spune așa: izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile, adică Dumnezeu, și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Deci cei care au pasat informația, au primit, ei nu au dat importanță. Au gândit, încă mai ceva, au mers acolo, au venit și au curățit cumva drumul, un drum central, dar drumul ăsta care era un drum așa mai secundar, pe drumul ăsta n-au intrat să-l curăți. S-au fi gândit, un cuplu, nu trec mulți pe aici, este cineva, nu l-au curățit. Nu, fiecare suflet contează foarte mult la Dumnezeu. Și era de așteptat ca să
Se implice. Deci, cu siguranță, acum procuratura se ocupă, vor găsi ce este și cred că vina vor fi date pe unii și cei mai mulți vor scăpa, se vor dezvinovăți, vor spune că nu au nicio vină, dar nu este bine așa. Iată, Dumnezeu spune un lucru aici, izbăvește pe cei tărăți la moarte, ceea ce n-au făcut, cei care trebuiau să o facă, n-au făcut. Cineva puteau să izbăvească pe oamenii aceștia, erau în pericol de moarte. Și cei care trebuiau să o facă, n-au făcut-o. Sunt mai mulți oameni aici, ei, în loc să o facă, au pasat informația la altul. Și, deci, nu pasa informația, dar izbăvește pe cei tărăți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zice, ah, n-am știut, sau nu este în responsabilitatea mea, iată, să zicem de exemplu, în cazul cel cu bunul samaritean, vă amintiți, omul a nimerit între tâlhari, stătea aproape mort jos. A trecut preotul celălalt, n-a făcut nimic, n-a intervenit nimic, l-a lăsat așa să zacă jos. A trecut levitul, tot așa, l-a lăsat să zacă jos mai departe. Când a trecut samariteanul, putea și samariteanul să zică, eu sunt străin în țara asta, în țara asta toți mă urăsc, pentru că iudeii urăsc pe samariteni. În țara asta toți mă urăsc, ia să-mi caut eu de drumul meu, lasă să se ocupe ai lor de ei. Nu, nu, nu. Samariteanul era un om care îl iubea pe aproapele și l-a înțeles, omul ăsta cum are nevoie de ajutorul meu. Samariteanul s-a oprit, i-a spălat rănile cu vinul care îl avea, le-a dezinfectat rănile, i-a legat rănile, a rupt ceva din hainele lui, a jertfit ceva din hainele lui, a făcut pansament, l-a pansat pe omul ăsta, l-a pus pe măgarul lui, l-a dus pe măgarul lui până la han. La primul han l-a lăsat acolo, l-a îngrijit, ba mai mult a mai lăsat și ceva bani la hangiul celălalt și i-a spus, ai grijă de el și când voi veni înapoi, fă-l până se face bine, când voi veni înapoi, dacă cheltui mai mult decât ți-am dat, atunci zice, eu îți voi acoperi ceea ce vei cheltui tu. Dar putea și samariteanul ăsta să zic, dar ce-mi pasă mie? Sau invers, să meargă, să paseze și el informația. După ce l-a văzut pe ăsta zăcând în mijlocul drumului, să meargă și când va întâlni pe cineva în drum să-i zică, ei, aveți grijă, sau la prima localitate zic, aveți grijă, acolo unul de-a vostru stă și zace în mijlocul drumului, ia duceți și vedeți ce face el. Sau să ajungă la hangiu și să-i zică, auzi la hangiu, mergeți voi și ajutați-l, că cineva de-ai voștru, cineva, tu ești iudeu, el e iudeu, eu sunt samaritean. Duceți și rezolvați voi ca vostru. Nu, el n-a gândit așa. El imediat a făcut ceea ce stă lui în putere, ceea ce trebuia el să facă, asta a întreprins. Și zice aici, dacă zici, ah, n-am știut, când știai ce trebuie să faci și trebuia să faci, dar te scuzi acum și le spui oamenilor, n-am știut că o să moară, n-am știut că așa de periculos a fost, dacă zici așa, zice, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și gândurile? Și cel ce veghează asupra sufletului tău? Deci toți oamenii care au fost implicați în aceasta, credeți că Dumnezeu n-a văzut ce puteai tu face și n-ai făcut? Zice, nu va răsplăti El, Dumnezeu, fiecăruia după faptele Lui? Deci dacă ai procedat așa, așteaptă-te că Dumnezeu îți va răsplăti după faptele tale. Poate vei scăpa de justiție, va cădea vina pe 1-2, vor fi scoși, destituiți din poziții 1-2, dar cei mai mulți vor scăpa de pedeapsa oamenilor, dar nu și de pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, El va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Dacă ai putut face ceva în situația asta și n-ai făcut, sau în orice altă situație și n-ai făcut, așteaptă-te că Dumnezeu îți va răsplăti după faptele tale. Alt loc din Scriptură la care mă gândesc acum în cazul ăsta este la Coloseni capitolul 3. Și apropo, uitați-vă ce spune aici la Coloseni capitolul 3. Se adresează robilor în adevăratul sens al cuvântului, robilor care au devenit creștini. Zice, robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Iisus Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătate pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Deci aici îi spune robului care nu avea salar, nu avea nicio motivație, era rob, absolut nicio motivație, era tratat ca obiect. Și iată, din moment ce a devenit creștin, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, orice faci, să faci ca pentru Domnul, adică să faci la calitatea cea mai înaltă. Asta trebuie să fie motivația fiecărui din noi când mergem la serviciu, acolo unde ne aflăm. Orice fac, să fac ca pentru Domnul și voi primi de la Domnul răsplata moștenirii Lui. Dar dacă umblu cu strâmbătate și iată
Aici s-a îmblat cu strâmbătate. În cazul acesta s-a îmblat cu strâmbătate. Cred că mai mulți oameni, cei care pasează informația și o dau la alții, ei îmblă cu strâmbătate, pentru că în loc să facă ceea ce le stă lor în puteri, ei o pasează la alții și alții o pasează la alții și tot așa informația se pasează. Și am văzut o experiență de astea. Când mergi să-ți rezolve cineva o problemă, asta nu la mine, la celălalt, te duci la celălalt, asta nu la mine, asta la celălalt, te întoarci înapoi la asta, asta nu la mine. Dacă faci așa, asta înseamnă că lucrezi cu strâmbătate. Și aici Dumnezeu spune, fiecare își va primi de la Domnul plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Și nu se va avea în vedere fața omului. Că dacă aici sare în vedere fața omului, dacă, eu știu, ai o rudă undeva sus, ești ministru, nu știu ce, aici sare în vedere fața omului. Acolo nu se are în vedere fața omului și fiecare va primi după strâmbătatea lui. Dumnezeu să ne păzească de orice rău, Dumnezeu să ne păzească de orice atitudine de aceasta rea. Și știți, m-am mai gândit încă la un lucru, m-am gândit la noi, la creștini, la lucrătorii creștini, pentru că undeva lucrul ăsta se întâmplă să-l facem și noi. Acolo când vine o problemă, ajunge o problemă la noi și ne stă în putere, putem să o rezolvăm și putem să o rezolvăm rapid, putem să o pasăm, pur și simplu ca să scăpăm de persoana care apelează la noi, să o pasăm la altcineva, să o facă altul, acela pasează la altcineva, acela pasează la altcineva și în felul ăsta așa și nu mai ajunge problema să fie rezolvată. Sau oameni care așteaptă și caută mântuirea, în loc să o găsească mântuirea la noi, nevoia lor tot este pasată de la unul la altul. Haideți să învățăm din lecția aceasta ca să nu facem așa niciodată. Când ajunge o problemă, când mă ciocnesc de o problemă, când îl întâlnesc pe aproapele meu într-o nevoie, să fac ceea ce stă în puterile mele, să întreprind ceea ce stă în puterile mele. Și Dumnezeu este Cel care va lucra și va rezolva situația, va face bine și iată în felul ăsta îl slăvim și noi pe Dumnezeu. Că asta înseamnă să facem toate lucrurile din toată inima, ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Asta, dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni, aceasta să ne motiveze. Eu sunt pastorul Vasile Felat de la Biserica Buna Vestire din Chișinău. Și dacă doriți să veniți la biserica pe care o păstoresc, să asistați la serviciile noastre, să primiți învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, să învățați cum să-L iubiți pe Dumnezeu și pe aproapele, în mod practic, din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci vă aștept la serviciile divine. Noi, clădirea bisericii noastre este situată pe strada Vasile Alexandrie, 133 în Chișinău. Suntem chiar în centrul orașului, avem servicii duminica la ora 10, dar totdeauna când veți veni la biserică, veți găsi pe cineva, pentru că avem și o librărie creștină, avem o cafenea, Libros Cafe se numește, vă așteptăm cu multă bucurie. Dumnezeu să ne ajute în tot ce facem, să facem ca pentru Dumnezeu și să fie ghidat toată activitatea noastră, tot ce facem noi, să fie ghidat și motivat de dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru oameni. Și Dumnezeu să le dea pocăință și la cei care au păcătuit acum și se fac vinovați de moartea acestor două persoane care au murit acolo pe dealul de la Căușeni. Dumnezeu să-i ajute să se cerceteze din toată inima, să recunoască păcatul lor, să-și mărturisească păcatul lor, să nu-l ascunde, pentru că cel care ascunde păcatul nu propășește, dar cel care îl mărturisește capătă iertare de la Dumnezeu, să capete iertare, să-și îndrepte viețile și să-și trăiască viețile frumos de acum înainte, așa să-i ajute Dumnezeu.